Animalele bătute sau chinuite vor putea fi luate de lângă stăpânii de către poliția animalelor. Oamenii legii vor putea decide trimiterea acestora într-un adăpost dacă se află în pericol. Poliția animalelor va avea atribuții inclusiv în ceea ce privește animalele sălbatice și va fi în subordinea poliției române. Proiectul înființării Poliției Animalelor prevede că animalele aflate în pericol vor putea fi confiscate, iar polițiștii vor avea dreptul să intre pe o proprietate privată, fără mandat de la judecător, dacă se constată că animalul este în pericol. De asemenea, și medicii veterinari pot sesiza oamenii legii în cazul în care descoperă animale chinuite. Poliția Animalelor este o structură nou înființată ce funcționează în cadrul Poliției Române și care are ca principale atribuții combaterea fenomenului infracțional pe linia protecției animalelor. Poliția Animalelor a fost înființată în baza UG 175, ce a intrat în vigoare începând cu data de 16 octombrie 2020 și care, conform competențelor oferite de lege, colaborează cu entități publice și private. Ca element de noutate, aducem în atenția dumneavoastră faptul că, în exercitarea atribuțiilor de servici, polițiștii din cadrul Poliției Animalelor, în cazul în care constată că un animal este într-o stare de pericol, pot emite un ordin de plasare acestuia într-un adăpost pe o perioadă de 45 de zile. Deținătorii de animale au în mod obligatoriu și responsabilități privind întreținerea și supravegherea acestora, tratamentul aplicat animalelor, excluzând orice act de cruzime și violență.